Citim ce scrie Gabi Floroț pe pagina personală de Facebook. Ea este soția mea, Ana, cu care Dumnezeu m-a binecuvântat mult și astăzi împlinim 12 ani de când am spus da, în data de 5 a 12 -a 2010. Ea este femeia prin care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu șase copii minunați. Cu siguranță m-aș căsători tot cu ea dacă ar fi să iau din nou de la capăt. Ana este o femeie înțeleaptă și frumoasă. În mare parte, eu pot face lucrarea lui Dumnezeu datorită inimii ei slujitoare lui Hristos. Am învățat în acești 12 ani că rugăciunea este cheia. Cea mai scurtă distanță dintre o problemă și o soluție este distanța dintre genunchi și podea, rugăciunea. Trebuie să te prăbușești pe genunchi pentru a vedea cerul deschis. Slujim un Dumnezeu al minunilor. Un Hristos care și azi, ca la nota din Cana Galilei, transformă apa în vin, crizele vieții în marbiruințe și face ca vinul, bucuria, de pe urma să fie mai bun decât cel de la început, din ziua anunții. Da, după 12 ani ne iubim mai mult decât la început, pentru că am văzut credința și a celui prea înalt în crizele vieții. Și mai cred un lucru, că o familie pentru a rezista în timp are nevoie de minuni repetate din partea lui Isus. Nu degeaba prima minune a lui Isus nu a fost cu bolnavi, ci la o nuntă, ca să ne arate nouă ce mult prețiește el familia. El și azi face minuni. Satan este puternic, dar Dumnezeu este atotputernic. puternic. Credința și promisiunile lui Dumnezeu ne fac mai mult decât biruitori și îl poate înfrânge pe diavolul. Proclamarea cu credință este scris, are o forță extraordinară împotriva celui rău. Cred ce spune Domnul în Isaia 54, 17. Orice armă făurită împotriva ta, ca familie, va fi fără putere. Hristos este biruitorul, diavolul este un mincinos. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Cea mai mare teamă a noastră nu trebuie să fie de duhurile rele, ci ar trebui să fie să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Efesien 4,30 dacă Duhul Sfânt este stins sau întristat, atunci nu există nicio putere, nici bucurie în familie. Este un preț de plătit. Eclesiastru spune că muștele moarte a cresc unde lemnul de lemn gustorului. Eclesiastru 10 cu 1. Da, acele lucruri mici, o atitudine nehristică, un gând hain care vrea să se cuibărească, etc. A crește bucuria Duhului Sfânt. De aceea trebuie veghere continuă și pocăință imediată ca Duhul Sfânt să se simtă confortabil în casele și familiile noastre. Iubirea este ca și un superglu. Devi o forță atunci când iubești. Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4,16 Ai lipici puternic în relația cu partenerul atunci când iubești, ceea ce conferă durabilitate relației. Iubirea creează planuri, viziuni noi pentru cei care îi iubește. Dragostea este combustibilul familiei. Dragostea trebuie mereu cultivată, că dacă nu, ea moare. Nu-ți privatiza durerea. Câteodată simți nevoia unui omatur spiritual cu care să te mai consolți. Nu trebuie să-ți fie rușine să ceri ajutorul. Avem nevoie unii de alții. Romani 8 cu 28 rămâne valabil. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Crede aceasta. Toate înseamnă toate, vorba lui Martin Luther, și gafele noastre, și păcatele noastre, și neajunsurile noastre, și bolile noastre, etc. Dumnezeu, în economia lui, știe cum să conversească toate lucrurile pentru binele nostru veșnic, dacă îl iubim pe El. Și mai cred că Dumnezeu poate comprima timpul și ceea ce tu nu ai făcut în 20 de ani de căsătorie, Dumnezeu poate face într-o lună, un an, dacă ne întoarcem cu pocăință din toată inima la El. Domnul vorbește prin el astfel. Vă voi răsplăti anii pe care au mâncat lecustele Arbeh, Ialec, Hasil și Gazam și voi face minuni cu voi. Nimeni să nu dispere, Domnul bun.